Tragedia s-a petrecut în cartierul Arădean Micălaca, pe linia care face legătura cu gara Aradul Nou. Victima nu avea asupra ei niciun act de identitate care să-i ajute pe polițiști în anchetă. Mecanicul de locomotivă a oprit trenul pentru că a simțit că are ceva la roată, nu pentru că ar fi văzut-o. A oprit. Da. Ca să... Pe ce se întâmplă. Exact. Și în față o femeie decedată. L-ați văzut când s-a aruncat? S-ați văzut? Nu. Deci n-am văzut, am auzit. Da. Presupun că a sărit din boscheț. Niciunul dintre călători nu a văzut ce s-a întâmplat. Ne ziceți, ce ați auzit? A dat mecanicul de mosuzit aici. Deci mecanicul a văzut-o? De unde să știm noi călători ce a văzut mecanicul? Și dumneavoastră n-ați văzut nimic? Am văzut decât am auzit că totodată cu fluierul de mosuzet aici. Impactul a avut loc în apropiere de viaductul din zona 300 a cartierului Micălaca, acolo unde polițiștii au găsit hainele femeii. Nu se știe însă dacă femeia a vrut să-și pună capăt zilelor sau a fost un accident, fiind agățată de tren în momentul în care traversa linia de cale ferată. Este vorba despre un apel venit pe numărul unic de urgență 112, prin care s-a anunțat că o femeie ar fi fost lovită de trenul care circula între stațiile Aradul Nou și Gara Arad. În urma cercetărilor efectuate de către polițiștii Serviciului Transporturi Feroviare, s-a stabilit că este vorba despre o persoană cu identitate necunoscută până în prezent, asupra sa nefiind găsite acte, în jur de 40 de ani. Conform procedurilor, ea a fost transportată pentru efectuarea necropsiei, care va stabili exact cauza decesului, și colegii mei continuă cercetările pentru stabilirea identității victimei și, sigur, a împrejurărilor exacte în care s-a produs acest eveniment. Trupul neînsuflețit al femeii a fost ridicat de către cei de la medicina legală. Polițiștii efectuează în continuare cercetări pentru a stabili identitatea femeii, precum și împrejurările în care a avut loc tragedia.